Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din seria de Survival Games. Ca de obicei, înainte să începem, aș aprecia ca fiecare dintre voi să apăsați pe butonul de like, să strângem pentru acest episod 20 de like-uri și jucăm solo, pentru că pur și simplu nu mai reușesc să câștig niciun meci de normal. Vreau să mulțumesc pentru cei 350 aproape de subs, chiar înseamnă foarte mult pentru mine și știu, susținerea de la ultimul videoclip, 600 de vizuri aproape, 60 de like-uri, foarte tare. Stați, încă nu sunt bine să strână, dar o să încerc să mă abțin, dar nu se poate. Bun, acum mă simt mai bine. Hai să continuăm să jucăm. Mi-am luat un USB hub ca să pot face dintr-un USB 4, dar din mare păcate, dar din mare păcate, nu știu, nu mă pot obișnui cu tastatura care o aveam veche, adică joc mult mai bine cu ea, incomparabil de bine joc cu rodul, cu tastatura aia față de tastatura de la laptop normală, dar pur și simplu mă pot obișnui cu ea și totuși cred că din cauza ei nu mai câștig meciurile, că totuși, ok, nici nu mai sunt obișnuit nici cu tastele astea, adică te dezobișnuiești foarte repede de anumite lucruri. Da, foarte, foarte, bun. Mulți cred că nu mai știți chesturile astea. O să vă arăt eu, ok. Dă-mi un topor, chestii useless. Bun, suntem aproape full iron, dar sabia. Încerc spus sabia. Căpana mea, e un topor, da. E ok. Măcar am căștile mele Razer și mi le-am pus pe urechi ca să pot să aud săgețile și așa, asta dacă n-ar fi gălăgie în casă, dar stai partea a doua, chiar dacă stau cu ușa închisă. Really nice. Bun, sabia de diamond incoming. Really? Da, stați să vă zic o chestie. Căștile date pe maxim, dar asta nu prea contează, în vedere că jucăm Minecraft și nu are vreun rol foarte șmecher, dacă și idee. Am căștile date pe maxim și na, vă dați seama, astea Razer cred că în USB sunt groase, adică țin foarte bine antifonie, nici mie nu-mi distrage atenția de la game și asta chiar e foarte bine, bă, și tot aud televizorul, frate. Gen, fac ai mei mâncare, știi, și se aude hot aia. Gen, nu aud la televizor ca lumea, bă, și aud televizorul până aici, doamne. Și-o pe maica mea chiar acum până aici, dar asta e partea a doua, bun. Hai să mergem să facem acolo sabie de diamond repede și să-l batem și pe tipul ăla care s-a dus, dar nu ne-a văzut. Haide, repede. Uite, chiar așa, sabie de diamant. Hai pe el. Hai, zicem că avem sabie de piatră, totul e fain, totul e frumos, da? Unde ești tu? A, uite-l acolo. Da, acum fugi. Haide, nu fugi și tu acum, Arili? Una, prins două. Oh, nu, Arili? Puteam să fac topor de diamond, dacă vă dați seama. Bun, tipul ăsta a fost easy. Hai să punem FNS-ul ăsta aici. Golden grapple. Stă așa. Să-i dăm bătaie. Să mergem mai departe. Să sperăm că putem face ceva foarte bun în acest match, bă. Până acum a decurs chiar bine, dar asta e foarte imprevizibilă și mai avem doar 3 player. Ok, nice. Hai să căutăm pe restul. Nu știu de ce, dar pe Return to Moonbase e un bug ciudat, că pur și simplu nu
Nu vezi nimic în față, ceea ce e foarte iurea. Am văzut pe cineva, hai spawn. Sigur o să meargă încolo, deci hai. Ok, până aici. Foarte bine. Uite-l. Sau sunt doi? Nu, e doar unul. Dacă e un cârpici, l-aș lăsa în dem... A, uite acolo. Bun, 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 bun. A, ăla de acolo e cârpici, ok. Dau și eu cu săgețile. Și să știi că te văd, frate. Oh, nu, 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 nu. Hai mă, frate, really? Hai mă, să-l bat așa că... Mă enervează cu arcul lui! Puf, bun. Am jucat clear aici. Chiar a fost ok. Da, bine. Da, bine, dar și am aprins. Oh, uita pe băiat! Sper că nu-i full aer. Bun, hai să facem noi niște săgeți. Eu am avea și tipul ăsta, dar... Bă, sincer, cred că aș vrea să văd pe tipul ăsta din săgeți. Hai să încercăm. 47 de săgeți. Ar putea să facem, dar eu știu. Da, hai să încercăm. Și aș putea să-l bași acum înainte de deathmatch, da? Ok. Ok, easy. Bun, păi cam asta a fost și cu acest episod din seria noastră de Survival Games. Dacă v-a plăcut, nu uitați dați un like, doamne. Asta de la urmă chiar a fost penal rău. Bun, cam asta a fost și cu acest episod din seria de Survival Games. Dacă v-a plăcut, nu uitați dați un like. Eu am fost Dartol. Iar noi ne revedem ca de obicei data viitoare. Pa!